doamnelor și domnilor academicieni, cercetători și medici, doamnelor și domnilor. De ziua națională este firesc să reflectăm atât la ceea ce a contribuit la construcția statului și identității naționale, cât și la viitorul acestora. Și sunt probabil puține domenii care au această dimensiune duală, cea analizei trecutului în strânsă legătură cu proiectarea viitorului, ce pot fi evidențiate prin acordarea de distincții naționale în această zi simbolică. Cercetarea științifică este cu siguranță unul dintre aceste domenii într-o România educată, democratică, cu respect față de valori și instituțiile sale fundamentale. Unul dintre pilonii istorici și spirituale ai statului român a fost, este și va fi Academia Română. De aceea, cu această ocazie a unei zile simbolice, mă simt onorat să recunosc meritele celor care și-au pus viața în slujba cunoașterii. Am remarcat nu numai performanța științifică a celor decorați, ci și preocuparea Academiei Române pentru viitorul României, prin activitatea intensă de reflecție asupra dezvoltării României în următoarele decenii. Cred cu tărie că fundamentul unei societăți se creează pe cunoaștere, dialog, înțelegere și toleranță în diversitate. De aceea, astăzi am recunoscut și meritele unor cercetători tineri, remarcabili prin activitatea lor științifică, prin deschiderea pe care o conferă către comunitatea științifică internațională, dublată de contribuția continuă la mediul de cercetare românesc, ei clădesc fundamentul științific pentru o România europeană, puternică și competitivă în spațiul european. În egală măsură, am onorat meritele celor care și-au dedicat întreaga carieră medicinii, punând bazele unor domenii medicale de avantgardă și pregătind cu profesionalism și dăruire generații întregi de tineri medici. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru devotamentul dumneavoastră și vă invit să contribuim cu toții la o Românie puternică prin creativitate și inovare. Felicitări pentru realizări și cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani!